Dar e profesorul ăla, tiranul, bulangiul. Mamă, când aveai ora de... Se schimba tot, era mamă, am mate sau istorie. Bă, leu, bulangiul, tiranul, despotul. Când intra în clasă, orice urmă de speranță, de voie bună, de căldură, de iubire, se risipea în eter. La ceilalți profesori nu scârția ușa, la el sau la ea, Dan. Nu știu care a fost pentru voi, poate de mate, poate de fizică, poate de latină, la mine a fost de istorie, profesoara de istorie. Bă, când intra în clasă, înghețam cu toții. Așa s-auzea înainte de orice ori de istorie. Liniște mormântală. Și deodată... Căcam pe noi de frică, oameni dragi, n-avea... Știți cum era la ora de istorie? Nu sufla unul, n-a văzut biserica câtă credință era la ora de istorie, n-a văzut vreun preot câtă rugăciune, eram toți, nu mișca unul și toți am Tatăl nostru care nu mișcă. Și nu varianta aia pe care o spuneam când eram mici, ce eram culcați de părinți, este veneau părinți, hai, roagă-te acum la Doamne, Doamne, și tu erai, dar nu știu care și încerci, nu mă doare fix în pulă, noapte bună, mă culc. Am 7 ani, mă culc. Ce poate să mi se întâmple? Du-te unde ai bușit-o, lasă-mă pe mine, n-avea greșa mea. Varianta din Biblie cu dicție era acolo. Tatăl nostru, care le ești în ceruri. Să se transmită corect rugăciunea noastră vertical spre ceruri, ca nu cumva vreun avion cu românaș plecat spre Spania la cules de căpșuni să perturbe frecvența rugăciunii să ajungă la Dumnezeu. Tatăl nostru care obelește în cer, ce-au zis ăștia, bă? Omoară-i! Mamă, nu sufla niciunul, o frică și o teamă. Eu aveam coleg de bancă, traficant de droguri, plângea la ora de istorie. Stătea în bancă și acolo am 6 kg de iarbă, eu cui le dau? Nu știu ce să mă fac. Încercam să ridic moral, stai liniștit că trecem peste ora așa și cumpăr eu un kil. N-am cum să trec, că n-am notă, Ai belit-o, ai belit-o. Și venea profesoara, punea în plină de încredere catalogul pe catedră, îl deschidea plină de încredere la prima pagină și începea stresul psihologic. Toți nu mișcau unul și era cu ochii în prima pagină, era... Pe cine să ascult? Pe mine mă cheamă Bojog, ăsta e numele de familie, eram al treilea pe prima pagină, stătea cu privirea în numele meu și era... Aș putea să-l ascult pe Bojog. Ce să fac? Hai să dăm pagina. Hai să mai stă. Îi scârțâia pagina la catalog, oameni, dar deci făcea... Bă, și avea o bucurie să-i asculte doar pe aia care nu știau istorie. Că aveam colegi în clasă care știau istorie. Habar n-am ce vorbeau cu părinții lor, cred că istorie. Dar știau istorie. Păream în discuțiile dinainte de oră că n-are habar, că e prost ca ce, toți ceilalți. Dar de nicăieri era vintilă în picioare, primul război mondial. Și el a pornit de nicăieri. Primul război mondial a pornit în 1914, când Franz Ferdinand a fost asasinat. Stai dracu jos! Ai 7.
Intra în sevra și căuta victima prin clasă. Era... Nu vedea niciun idiot și deodată și aducea aminte un nume și era... Bonjour! În momentul ăla îl uram nespus pe tata și pe tot numele lui. Era, de ce ai luat numele tău și n-ai luat numele lui mama? Aveam o șansă acum, de ce? Era profesor, ce? Lipsește bojoc? Se nora afară. Erau colegii mei cu priviri de zombi și cu sulițe. Aici este doamna profesoară. Aici este doamna profesoară. Unul îmi dădea foc la Adidas și era zis. În 2 minute ajunge la pielea lui naturală. Îl mai mare și mai bulanciu de în clasă băga cuțitul în spate, mă ridică. Uitați-l, doamnă, pe bojoc, aici este bojoc. M-a agățat de ceva lustră și... Bojoc. Și plină de încredere. Că știa că n-am habar de nimic. Să uita prin ochii mei, din ochii mei lua tangentă și să uita direct în creier printre toate alea. Și știa că n-am habar de nimic. Puneam plin de încredere mâinile pe catedră, se apropia așa de mine și era... Spune-ne bonjour. Dacă ai habar, n-are. Mă uit că n-are habar de nimic. Despre tratatul de la Varșovia! Eu în momentul ăla în picioare, simțind tensiunea ca o căprioară care se uită în farurile tirurilor, știind că îi vine sfârșitul. Căprioara știe că îi vine sfârșitul. Știți de ce căprioara, acum e că paranteză, știți de ce căprioara nu pleacă când vede faruri de tir sau faruri de mașini? Este pentru că o căprioară vrea întotdeauna 10 secunde de celebritate. Și când vine, zic, hey! Dar am fost în reflector. Așa mă uitam și eu la ea și spuneam cu încredere tot ce știam despre subiectul tratatul de la Varșovia. Eram tratatul de la Varșovia! A doua oară, cu mai puțin încredere. Tratatul de la Varșovia. Dar eram disperat. Mintea mea era în căutare. Neuronii mei erau în panic. Îl omoară! Căutați în sertărașe! Tratatul de la Varșovia. Erau treziți din somn. Ce aia? Tratatul de la Varșovia, nu știu! Căutau prin sertărașe. Labă. Fiind băiet păduri cu 3 ram, labă tristă, nu deschide acolo, labă tristă. Un neuron mai naiv trezit din somn. Terminat, ce v-ați panicat așa? Uite aici, sertăraș cu tratatul de la Varșovia. Îl deschidea panicat, zic, nu-i nimic aici, este gol. Este doar o etichetă, tratatul de la Varșovia. Încercam să comunic cu minte. Eram, minte, dăm niște propoziții cu tratatul de la Varșovia să nu tăcem ca proștii. Hai să facem niște fraze cum știm noi să facem cu aceste cuvinte. Mintea mea era, tu nu știi ce înseamnă tratat. Tu nu știi să arăți pe hartă Varșovia. Zim și mie ce e ăla de la. Dar aveam noroc cu colegul de bancă pe care îl înghionteam ușor așa și eram, caută în gât în gât, e tratată de la Varșovia. Caută în chestia în gât, în caietă, eu ce-am scris la tratatul de la Varșovia. Fără să mă gândesc la ce stres, îl supuneam pe colegul meu, că îți dai seama când îi dai unui coleg la fel de idiot ca și tine să caute în caiet tratatul de la Varșovia, tu presupui că el știe unde e în caiet. Tu presupui că știe anul. El era pe la Ștefan cel Mare. Dar când s-a întâmplat tratatul de la Varșovia? Știam, spuneam. Caută în gât, în gât, e tratată de la Varșovia.
Eu mă mir că nu suntem cei mai experimentați în ventrilocie. Eu mă mir că nu avem cei mai buni ventriloci ai lumii. Că avem ani de experiență în care stăm cu privirea priporită în privirea profesoarei. Fața prinsă într-un strict stâmp. Și în același timp vorbești cu colegul de van. Cat în gât în gâte tratata de la Hoșoi. Hai în chestia în gâte mai rei de tratata de la Hoșoi, acum o face hoaca asta de căcat. Colegul meu de bancă plângând. Coi, am 6 kg de iarbă, tu ai uitat. Mă omoară pe acasă de... Caută în gât în gâte tratata de la Varșovie. Era la un moment dat zis, am găsit tratatul de la Varșovie. Am găsit tratatul de la Varșovie. Dacă ești prost, nu spune dacă ești prost. Încep acum. Marile puteri. Marile puteri ale lumii. Ale lumii. Marile puteri ale lumii. Au semnat tratatul de la... Varșovia în pula mea, Varșovia. Tratatul de la Varșovia. În anul 1900 n-ai mai scris. Și începe aici loteria. În anul 1900 pa-ci-ci, sa. În 1902. În anul 1900, punct. Stai jos, porjocai toi. Și acum vă mulțumesc.